țește. Vă repet, așa ca la început de post, este dogma mea cea mai sfântă. Cunoșteam un băiat care a făcut multă carte, este medic pe undeva prin străinătățurile astea occidentale. Și repet, când mama sa era bolnavă, mi-a zis, părinte, s-o pomeniți pe mama mea. Zic, cu plăcere, nu e nicio problemă. Zic, o punem la proscomidie. După un timp, băiatul m-a anunțat că doamna, mama sa a murit. Și el s-a dus, cum se duce lumea, ca pasărea călătoare, să câștige banul și ziua de mâine. Și văzându-ne cum vine ei vara, unii vin la Paște, unii vin pe la Sfântă Maria, alții vin pe la Anul Nou, să împart sărbătorile astea cam ale românilor. De obicei, românii înviere o fac în familie și sărbătorile de iarnă în familie. În restul anului muncesc ca robii și adun un bănuț. Și vine și subiectul nostru, îl salut, ne recunoaștem și întreb, zic, ați mai făcut ceva pentru mama? V-ați gândit ceva pentru mama? O reacție din aia când te mușcă șarpele de tendon și simți nevoia să urli. Dar stați, părinte, mă luați de prost? Zic, dar nu înțeleg la ce vă referiți. Părinte, am atâta carte, sunt specialist în aia, am terminat facultatea de medicină, am liceu național, făcuse el, nu știu mai ce. Credeți că sunt atât de naiv să cred că morții beau și mănâncă, că morții au nevoie de ceva? Credeți că eu cheltuiesc bani inutil pe prostii din astea? O, zic, dar nu v-am, scuzați-mă, zic, nu v-am spus asta așa ca idee. V-am întrebat cum ați simțit sau cum vi s-a așezat sufletește trauma aceasta a despărțirii de mama, că n-ați mai văzut-o. Părinte, morții cu morții, vii cu vii. Ea este la locul ei, este în groapă, Dumnezeu știe ce-i cu sufletul ei, nu mă interesează, e treaba lui. Și eu am viața mea, am familia mea, am copiii mei și în sinea mea atât m-am gândit. Doamne, dar sincer vă spun, ce prost a crescut măsa. Adică cum e posibil tu, care ești intelectualul de mâine și omul deștept de mâine și omul civilizat de mâine și omul cultivat de mâine și omul crescut, vorba aia, că acum noi avem generații de domni care s-au născut domni, s-a inventat orașul, s-a inventat universitățile, dar cu 100 de ani era mai puține universități și mai puține orașe. De ce vă spun lucrul ăsta? Când te gândești că străbunii tăi au fost țărani și părinții au fost țărani sau muncitori și tu ai ajuns mare boier, și tu gândești mai prost ca un țăran sau ca un muncitor care nu avea clase, dar era harnic, e rușinos, grozav. Și nu e rușinos în sensul că ar putea să spună cineva, a, vă afectează pe voi preoții că nu mai aprinde lumea lumânări, a, vă afectează pe voi preoții că nu mai fac oameni parastați niciodată. Nici nu sunt adeptul unor parastase exagerate sau unor cheltuieli inutile. Dar mi se pare total nefiresc ca cei care m-au crescut sau cei care m-au... De exemplu, eu am un obicei și când tai un pom, nu-l tai de jos. Las vreun metru de rădăcină și pun o scândurică rotundă, bat cuie și dau cu vopsea și o folosesc pe post de măsuță. De ce? Ca să țiu minte că acolo a fost un pom. Că el cândva i-a trebuit 50 de ani să crească sau i-a trebuit o vreme să se facă și să nu-i ștergi urma ca și cum n-a existat. Să existe acolo. Ei, dar minte un om care a lăsat în urmă o jerfă. Și dacă ar fi să cântăriți un părinte, nu trebuie să-l cântăriți după cultură. Gândește-te la femeia gospodină dintre cele două războaie mondiale, poate văduvă, sau cu soțul mort în război, sau cu soțul invalid, sau colectivistă, că așa ne-a prins vremea prin 60 cu colectivizarea, care avea un 5, 6, 7 copii, și punea pe masă la prânz dimineața și seara 6, 5, 8 hârdaie de mâncare dintr-un creier mic de femeie care se gândea cum să le întindă, cum să ajungă, cum să le facă, cum să le dreagă. Numai pentru lucrul ăsta poți aprinde lumânare. Și au nevoie morții să mănânce? Spune Tit că da. Să frângi pâine. Baruch spune la fel. În amintirea celor care au murit în Babilon. Să cinstești mormintele înaintașilor tăi cu pâinea și cu vinul cel curat. Sunt câteva trimiteri de genul acesta, deci nu e o minciună.
Dar să nu vorbim de, să nu vorbim de morminte, să nu vorbim de locul unde se odihnesc morții, să vorbim de memorie. Poate este o onomastică, da? Mi-a plăcut într-o zi când o doamnă a venit să aducă parastas și a zis, zice, părinte, îmi faceți un parastas, dar de ce? Păi mama mea împlinește azi 81 de ani. Păi zic, și matai, faci parastas dacă împlinește 81 de ani? Păi da, dar e moartă de 10 ani. Deci serba onomastica mamei printr-un parastas. Da, un gest simplu, că n-a adus ceva exagerat. Dar a fost un gest extraordinar de frumos. Și am zis, da, bravo, zic, uite, puțin să gândesc așa. V-am spus lucrurile astea ca să simțiți atmosfera cu care se intră în post. Atmosfera este mult mai frumoasă. Vor cânta îngeri. Vor veni îngeri să vestească păstorilor că s-a născut Mântuitor. Va umbla o stea călătoare pe cer. Vor veni magii de la Persia cu aur, smirnă și tămâie, tocmai la Ierusalim, la peștera Betleemului, să-l vadă pe pruncul Iisus să-i se închine. Se va simți mirosul de colinde, cât de curând, imediat, cred că cum se începe tradiția de la Sfântul Nicolae, deja cred că încep să se cânte și se simte atmosfera aceea frumoasă de Evanghelie cântată. De fapt, nu este altceva decât o permanentă, repet, o permanentă revelație a venirii lui Iisus pe pământ. Vi s-a născut vouă Mântuitor, vi s-a născut vouă Împărat Mare, vi s-a născut lumina lumii, soarele dreptății, Hristos cel ce a adus lumină celor din întuneric, ce stăteau în latura și în umbra morții. Deci, aceasta e atmosfera, dacă s-o poți percepe, trebuie să ai și mintea limpede, postită, și sufletul postit, și inima postită, și urechea postită, și ochiul postit, și gura postită, și trupul postit, și voința postită. Ce spune Pavel? Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Eu v-aș mai spune multe, că mie îmi place să vorbesc, am boala aceasta de limbarniță, dar nu vreau să vă obosesc, ci vreau să vă amintesc că pe tot parcursul postului vom spovedi și vom împărtăși. Cine are bunăvoința și are dragostea și poate și vrea, poate veni și în prima săptămână, poate veni și la jumătatea postului, poate veni și la sfârșitul postului, sau oricând se simte el pregătit sau se simte în măsură să-L primească pe Hristos ca și magii mai repede în inima sa, ca atunci când va veni Crăciunul să nu ne lamentăm doar la cozonăcel, doar la purcel, doar la bunătăți, doar la masa bogată. Adică atunci vom înțelege altfel cum se face un sandwich pentru un sărac sau cum se dă o ciorbă caldă unui vecin necăjit sau unui copil necăjit. Și sigur că masa de Crăciun va fi cu prezența lui Hristos în casa noastră. Deci, lângă paharul de șampanie a sărbătorilor de iarnă, să fie și paharul de împărtășire a lui Hristos și paharul de candelă cu lumânărica aprinsă și iconița frumos luminată și sufletul frumos curățat și creștinii ortodoxi în pace, în bucurie și în armonie. Amin. Amin.